Au trecut șase luni de la moartea mamei Iulianei Tudor, iar vedeta i-a făcut astăzi parastasul. Femeia care i-a dat viață vedetei s-a stins din viață în luna noiembrie a anului trecut, pe data de 13, pe conturile sale personale de pe platformele de socializare, prezentatoarea TV a publicat o imagine cu o colivă, lumânări și câteva aranjamente pentru parastas. Alături de această fotografie, ea a scris mesajul: Șase luni. Amintim că mama Iulianei Tudor a murit în luna noiembrie a anului trecut. Prezentatoarea TV a resimțit profund durerea și regretul. În mesajul său, vedeta a descris-o pe mama sa ca fiind cea mai puternică femeie pe care a întâlnit-o vreodată și a exprimat convingerea că spiritul femeii va continua să-i protejeze pe ea și pe tatăl său. Așa cum a făcut întotdeauna, ea a adăugat că și tatăl ei este profund afectat de această pierdere, cei doi sprijinindu-se reciproc și rugându-se împreună pentru sufletul ei, în ultimii ani starea de sănătate a femeii care i-a dat viața s-a deteriorat, aceasta ajungând să folosească un scaun cu rotile, adăugând o greutate suplimentară asupra întregii familii.